Avertismenturi din partea producătorilor de medicamente din țara noastră. Tarifele astronomice la energie ar putea duce la o criză majoră a medicamentelor. Producția celor 19 fabrici de pe teritoriul României este pusă în pericol și deja sute de medicamente sunt vândute sub prețul de producție. Astfel, spun producătorii, multe tratamente care generează pierderi nu vor mai fi fabricate. Și în direct cu noi este acum domnul Dragoș Damian, directorul Terapia Cluj. Bună seara, domnule Damian, vă mulțumim foarte mult pentru intervenția în NewsHour with CNN. Așadar, ce înseamnă asta pentru pacienții din România ca anumite medicamente să nu mai fie produse? Ne cerem scuze pacienților, medicilor și farmaciștilor, însă situația nu mai poate continua în acest fel. Există de luni de zile, dacă nu de ani de zile, discuții despre prețurile medicamentelor, despre taxa clawback, iar acum avem încă o surpriză. Ca să vă dau toate datele, am început anul cu costuri la electricitate de 300 de lei pe megawattul oră. Vorbim în megawatts oră, pentru că suntem producători industriali. Și terminăm anul cu spectrul la 2500 de lei pe megawatt-oră, deci o creștere cel puțin de 6 ori, dacă nu de 8 ori, în condițiile în care prețurile la medicamente, așa cum se știe, sunt controlate și plafonate de Ministerul Sănătății. Deci noi nu putem absorbi în prețul medicamentelor costul acestor utilități astronomice. Nu cred că mai există costuri care au crescut de 8 ori. În același timp, nici nu dorim să creștem prețul la medicamente, pentru că ceea ce se fabrică în România este destinat în special pacienților cu posibilități financiare reduse. Atenție, vorbim de medicamente care costă 5-10-15 lei tratamentul pe o lună. Astfel încât fiecare dintre cei 20-25 de producători din România își face un calcul, se uită că are o rentabilitate de minus 20% pentru anumite medicamente și va decide, respectând evident măsurile în vigoare, să renunțe la anumite medicamente din portofoliu. Domnule Damian, unde sunt riscurile cele mai mari? Este foarte important pentru pacienții din țara noastră. Ce medicamente ar putea sau ce medicamente sunt în risc să nu mai fie produse? Pentru ce boli? România fabrică în jur de 4.000 de medicamente, cam pentru toate bolile. Fiecare producător își va face calculul, dar cele mai expuse sunt medicamentele pentru boli cardiovasculare, pentru boli ale sistemului gastroalimentar, boli reumatologice și așa mai departe. Și acum, ce trebuie subliniat? Încă o dată și încă o dată. Dacă aceste medicamente dispar din uz, vor exista două soluții. Una este să fie aduse din import aceleași medicamente, dar mai scumpe, pentru că acolo există subsidii pentru electricitate, sau ca medicii, neavând încotro, să utilizeze medicamente similare, care sunt în schimb mai scumpe. Astfel încât sistemul sanitar nu câștigă, producătorii de medicamente nu câștigă și, evident, în ultimă instanță, pacienții. Care nu-și mai găsesc medicația necesară, evident. Pacienții, și domnule Damian, pe noi. Și pacienții sunt cei care vor suferi cel mai mult. Sperăm ca statul să audă acest strigăt al dumneavoastră și acest strigăt al pacienților prin dumneavoastră. Cu siguranță vom mai vorbi despre subiect și îl vom dezvolta. Vă mulțumim!